Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Mulți dintre voi ați citit, ați aflat, ați urmărit diverse emisiuni de spiritualitate, cum că energia feminină este la putere anul acesta, cum că matriarhatul, să spunem, își ia înapoi foarte mult puterea și că foarte multe decizii și foarte multe schimbări în lume vor veni din partea energiei feminine. Atenție, când spun energie feminină, nu este neapărat să vorbim doar despre femei. De ce? Pentru că un om, când se naște, are și energie feminină și energie masculină. Nu confundați energia feminină cu energia masculină doar cu partea fiziologică, deoarece un individ nu poate funcționa în parametrii optimi dacă nu există un echilibru între energia feminină și energia masculină. Încercați să uitați toate acele dogme mai vechi sau toate acele tipare prin care bărbatul este cel care trebuie să sape, doar el trebuie să aducă bani în casă, doar el trebuie să fie cu partea asta mai agresivă, să spunem, iar femeia este cea care nu trebuie să facă nimic, trebuie să nu iasă din vorbele bărbatului, trebuie să nu aibă păreri personale sau să intervină cumva în viața bărbatului. Asta este ceva total greșit și, din păcate, în istorie, patriarhatul, într-adevăr, a înăbușit foarte mult acest echilibru între energie feminină și masculină sau yin și yang, cum vrei să spune. Atunci când ne naștem, repet, avem această energie feminină și această energie masculină. La unii poate fi mai potențată una dintre ele, la unii poate fi în echilibru, aceștia sunt cei norocoși. Important este să înțelegi că pe parcursul vieții, această pondere întotdeauna tinde să se schimbe. Din cauza experiențelor de viață, din cauza greutăților pe care le avem, din cauza partenerului sau partenerei care poate vine cu un cumul mai mare de energie feminină sau energie masculină după caz, ajungându-se la dezechilibre. În cuplu, dacă vorbim un pic mai specific despre cupluri, întotdeauna în cuplurile în care sunt probleme de comunicare, se ajunge la divorțuri, sunt certuri foarte mari, problemele pornesc de fapt la nivel subtil de la acest echilibru între energie masculină și energie feminină. Înseamnă că unul dintre parteneri își manifestă mai mult ambele energii, să spunem, sau mai mult energia care ar trebui să fie atribuită partenerului, de acolo respectivul se simte cumva lovit cu Tesla în cap și ajunge să își dea seama că de fapt nu mai aparține. Din această cauză, multe cupluri ajung la despărțiri. De ce? Pentru că ajungem unele femei să castreze bărbații, unii bărbați ajung să nu aibă încredere în ceea ce spune femeia. Dacă luăm așa simplu spus, cumva energia masculină, repet, este cea a acțiunii, este cea a lupte, este cea a face lucruri mai grele, dar este o energie mai pregnantă, a războiului, a sentimentului de apărare foarte mare al teritoriului și al familiei, pe când energia feminină vine foarte mult cu partea de creativitate, de a trăi în prezent, de susținere, de înțelegere și, bineînțeles, de sfătuire. Știți foarte bine că se spune că întotdeauna un bărbat puternic va avea în spate o femeie și mai puternică. Și tocmai ăsta este secretul în cuplu, și anume să existe această armonie între energia masculină și energia feminină pentru a putea funcționa ca un tot. Observ și eu în ultima perioadă foarte multe doamne, foarte multe domnișoare care, fie din experiențele de viață mai rele, fie din anumite situații ce le-au împins cumva să facă mai mult decât trebuie, și-au dezvoltat foarte mult această energie masculină, lăsând cumva energia feminină la o parte. Sunt foarte multe cupluri în care femeia își asumă totul, rolul de mamă, rolul de soție, rolul de gospodină, rolul de a aduce mulți bani în casă, rolul de a rezolva absolut tot, făcând până la urmă partenerul de viață să se simtă absolut inapt. Pentru că dacă nu sunt făcute cu aceeași rapiditate cu care vrea femeia respectivă, atunci acel om este incapabil, nu este suficient de bun, și de aici se va ajunge la tot felul de ascunzișuri, ajungem la adulteri și tot așa până la despărțire. Ca să ne dăm seama de fapt mai simplu despre această energie masculină și feminină, pentru că o avem cu toții noi, trebuie să înțelegem așa. Partea dreaptă a corpului nostru este energie masculină. Partea stângă a corpului nostru este energie
feminin. Și de aceea este important să ne dăm seama exact cum vine dezechilibrul uitându-te la corpul fizic. Te uiți în oglindă și vei vedea întotdeauna că partea dreaptă a ta, corpului, este mult mai bine conturată, robustă, mult mai puternică, poate ai o mână mai groasă, poate ai un ochi mai mare sau un ochi mai sus, pe când partea stângă întotdeauna este mai fină. Există mai multă armonie, să zicem, este ca și cum partea stângă este mai pictată, este mai bine definită la modul extrem de fin. Uitându-te și analizându-ți corpul, inclusiv poate unghiile, palmele, picioarele, nu contează, vei vedea că sunt unele mai proeminente. Vezi care este mai proeminentă din această parte și îți vei da seama foarte ușor dacă energia masculină este mai potențată decât cea feminină și tot așa. Însă, de ce vorbim despre energie feminină și masculină? Trebuie să ajungem la un echilibru în acest an cel puțin, pentru că, într-adevăr, cum spuneam, energia feminină este cea cu care trebuie să lucrăm cel mai mult. Fie că discutăm despre faptul că sunteți femei din punct de vedere fizic, fie că sunteți bărbați din punct de vedere fizic, trebuie să cumva să energizăm și trebuie să conștientizăm puterea creativă a energiei feminine. Tot ceea ce vrem să întreprindem în acest an și în oarecare următorii ani, va trebui să o facem prin energie feminină. Atâta vreme cât energia feminină este cea responsabilă cu creativitatea și cu materializarea în urma gândurilor și a intențiilor creative, înseamnă că avem foarte mult de câștigat dacă folosim această energie feminină când vorbim despre materializare. Într-adevăr, cum spuneam și mai devreme, foarte mulți dintre noi ajungem să ne dezechilibrăm de-a lungul vieții. Însă este important să conștientizăm că yin-ul și yang-ul trebuie să existe în corpul nostru energetic cumva într-un echilibru cât mai mare. De ce spun într-un echilibru? Deoarece nu se poate ajunge permanent la o stare de echilibru, pentru că întotdeauna întâmplările din viețile noastre ne vor face cumva să o mai luăm în stânga sau în dreapta în funcție de gravitatea sau de ce trebuie să scoatem din noi de potențial. Nu îmi place și nu mi-a plăcut niciodată acest război între feminin și masculin, în care fiecare se bate cu pumnii în piept, în care femeia, într-adevăr, de-a lungul istoriei a fost destul de blamată sau cumva nu a fost lăsată să aibă aceleași drepturi. Asta este total incorrect din punctul meu de vedere și bineînțeles că asta a creat frustrări. Frustrări care au fost transmise din generație în generație. Chiar dacă nu s-a implementat un program la nivel verbal sau în timpul vieții, la nivel energetic, femeile care au suferit din acest cauză și au transmis genetic și au transmis din punct de vedere al nucleului genetic sau moștenirii transgeneraționale această frustrare și face ca femeile să fie foarte masculine în ziua de azi. În momentul în care o femeie este foarte masculină, cu siguranță nici nu își va putea găsi un partener foarte ușor decât unul cu energie feminină foarte mare și acolo va fi întotdeauna un dezechilibru. Trebuie să ajungem din nou la un echilibru, trebuie să vă redescoperiți cumva feminitatea, trebuie să înțelegeți că voi, ca femei, aveți înțelepciunea, voi aveți dreptatea, voi aveți răbdarea, voi puteți să scoateți din bărbat tot ceea ce este mai frumos, această energie masculină, tot ceea ce este mai frumos și să ponderați și să potențați foarte multe lucruri. Pentru că este primăvară, pentru că este ziua voastră, ziua femeilor astăzi și celebrăm mamele, soțiile, fetele, toate femeile din viața noastră, cu ocazia asta vă doresc tuturor un cal la mulți ani și să fiți sănătoase, fericite, să puteți să vă manifestați această energie feminină cât mai frumos posibil pentru binele tuturor. M-am gândit să vă dau și anumite sfaturi pentru cele care considerați că aveți o energie masculină un pic prea mare sau aveți un dezechilibru între yin și yang. Pentru că este martie, este foarte bine să lucrați cu lumânări roșii și de aceea am să vă dau un ritual foarte simplu pentru echilibrarea energiilor feminine și masculine din corpul vostru. Vom lua un număr de 3 lumânări roșii pe care vom lipi sau vom prinde cu o ață câte o petală de trandafir tot de culoare roșie. Puneți aceste 3 lumânări într-o formă de triunghi. Dacă folosiți acele lumânări pastiluță, puteți să puneți trandafirul, petala de trandafir chiar și sub lumânare, nu este nicio problemă. Scrieți-vă numele pe fiecare lumânare cu vârful unui ac. Aprindeți
acele trei lumânări și începeți să meditați la acele lumânări. Meditați la acele lumânări și imaginați-vă cum fluxul vostru energetic de yin și yang începe să se echilibreze. Închideți ochii și vă puteți imagina cum energia din partea stângă este la fel de densă ca cea din partea dreaptă, cum energia din partea dreaptă curge la fel de lin ca energia din partea stângă și tot așa. Încercați cumva să vedeți un alb și un negru, dacă vă este mai simplu, yin și yang în stânga și în dreapta voastră, sau efectiv culoarea roșie și culoarea albastră, care să fie într-un mod cât mai egal. Faceți acest ritual și să știți că și domnii îl pot face, nu neapărat care se știu că au astfel de probleme sau care vor să recunoască că au astfel de probleme, îl faceți pe ascuns să nu vă vadă soțiile. Într-adevăr, trebuie echilibrată și faceți acest ritual, nu contează ziua, dar contează să acordați cel puțin 20 de minute acestui ritual și îl puteți face ori de câte ori considerați că aveți nevoie. De obicei, din experiența mea, după 3 sau 4 repetări ale acestui ritual, deja se văd foarte mari diferențe. Energia feminină, într-adevăr, este acum la putere și numerologic vorbind, toate cifrele cumva sunt pare, toate evenimentele și asta face ca energia feminină să fie potențată. Trebuie să lăsați cumva dezechilibrul, mă refer mai ales la persoanele de gen feminin care au o energie masculină mult prea mare, să lăsați cumva masculinitatea, să vă asumați grația, să vă asumați această putere naturală, puterea voastră de a schimba lucrurile, dar nu trebuie să le schimbați singure, dragile mele. Trebuie să schimbați lucrurile prin darurile pe care energia feminină vouă vi le-a dat. Este un ritual foarte simplu pe care îl puteți face fiecare dintre voi, bineînțeles că există multe alte ritualuri de echilibrare a energiei feminine cu cele masculine, dar în final este important să ne uităm fiecare la noi, mai ales în acest an, și să vedem exact dacă ne manifestăm energia feminină atât cât trebuie, precum și cea masculină. Pentru că totul până la urmă într-un nucleu de cuplu sau într-o bună funcționare a unor relații, chiar și colegiale, chiar și de muncă, chiar și de business, țin de acest echilibru între yin și yang, între energia masculină și energia feminină. Dacă v-a plăcut acest video, am să vă rog să dați un share și bineînțeles un subscribe canalul de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Și până data viitoare vă doresc să fiți fericiți. Și încă o dată, la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor. Pe curând!